Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi discutăm despre boală și despre vindecare. Invitatul nostru este părintele asistent dr. Alexandru Atanase Barna, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și slujitor la Biserica Sfântul Ștefan, cuibul cu barză din capitală. Preacucioase părinte profesor, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Vă mulțumesc eu că ați venit în mijlocul nostru și ne dați prilejul acum să continuăm discuția întreruptă, oarecum abrupt, data trecută, datorită spațiului alocat emisiunii noastre, despre boală. Ne-ați purtat prin înțelesurile bolii, înțelesurile ei teologice ca despre alcătuirea omului care nu a fost făcut pentru a se îmbolnăvi, așa cum nu a fost făcut pentru a se vindeca dacă nu ar fi păcătuit și dacă nu s-ar fi îmbolnăvit. Ne-ați vorbit despre sensul suferinței acolo unde este el mai profund, în bolile cronice, pe patul spitalului, și mai cu seamă ajunsesem cu discuția noastră pe muchia aceasta care desparte suferința de deznădejde sau de depresie, știut fiindcă foarte multe din stările de boală stau la baza, să spunem, tendințelor suicidare sau cel puțin le potențează, le pecetuiesc, din păcate, oarecum. De aceea, pentru discuția noastră de astăzi, vă rog să ne continuați această călăuzire prin drumul înțelesurilor despre boală, neuitând, așa cum ne-ați amintit data trecută, cealaltă fațetă a ei, vindecarea, pentru că nu putem vorbi despre boală ca să o înțelegem decât dacă avem perspectiva vindecării, și atunci când vorbim despre vindecare, evident, trebuie să fie înțeles mai înainte boala. Cum se face, părinte profesor, dacă boala este plată pentru păcat, așa cum înțelegem noi, că în orice caz este o stare de degradare sau îndepărtare de starea ideală, să nu spun perfectă, a sănătății, cum se face că vedem în înțelesurile noastre spirituale, ascetice, teologice, profunde, ale credinței bisericești, cum să le mai numim, ceva bun în boală? Cum ajunge boala să fie privită ca o transformare până la urmă benefică? Sau ne-ați spus data trecută că ar fi și boala un pedagog și luminează oarecum și este o șansă de fapt pentru om. Cum se face? În general avem percepția aceasta că boala vine din exterior. Că boala este cumva un eveniment cauzat de un accident, de o tulburare, de o rană, de un element negativ din viață, și în momentul acela intrăm într-o altă logică a existenței, logica existența în suferință. În realitate, lucrurile sunt mult mai organic întrepătrunse. Vorbim de oameni sănătoși. Oamenii sunt sănătoși, probabil tinerii, să zicem, da? Dar sănătatea aceea nu e o sănătate sănătoasă. Deja în modul tulburat de a fi sănătos se găsește viitoarea boală. În modul nefiresc de a ne purta viața se găsește consecința acestei stări nefirește a noastră. Cu alte cuvinte, suntem ființe unitare, dar căzute. Avem o unitate fascinantă în noi, între trup, suflet, minte și psihic, și anormalitatea pe care o vedem acut în suferință, ea este de fapt trăită zi de zi. Chiar dacă lucrurile par să funcționeze, ele funcționează la un nivel depreciativ, adică o inimă sănătoasă, spre exemplu, bate corect, bate bine, dar nu bate într-o creștere de sănătate, ci într-o descreștere foarte lentă, la care evident se adaugă grăbirile acestea ale păcatului și ale stărilor cauzate de păcat, ale relațiilor nefuncționale, ale relațiilor de ură sau antirelațiilor sau antirelațiilor de antiubire, care ajung să ne îmbolnăvească sau să ne facă din ce în ce mai mult rău. Dar răul, evident, această cădere a noastră lentă spre boală și spre moarte, este partea condiției noastre.
Și atunci, în momentul în care boala vine, pe noi ne șochează sau ne sperie sau ne scoate cumva dintr-un cotidian comod, dar acest lucru este într-un fel o formă de imaturitatea noastră a omului care nu știe că, de fapt, acesta este parcursul său, aceasta este trecerea lui foarte lentă de la normal la nefiresc și anormal. Evident că nu văd doar boală peste tot, sănătatea are și ea un sens, dar nu suntem ființe perfecte, suntem ființe căzute. Nu e sănătatea care să graviteze, spuneți, în permanență către Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte clar. Un om bolnav se roagă pentru sănătate. Și dacă pe acel om bolnav îl întreb cum își definește sănătatea, de ce înseamnă pentru tine sănătatea? Și începe să descrie sănătatea pe care el o vrea ca un mediu de păcat. Să mănânci o masă bună, să mergi la plajă. Să mănânce lucruri sățioase, să aibă relații intime, să... Adică el își vede sănătatea de fapt ca un cadru al anormalității vieții. S-ar putea spune, părinte profesor, că intră în logica istoriei naturale a omului, a biologiei, a tuturor ființelor vii. Poate că noi n-am știut niciodată să trăim sănătos. Și chiar dacă boala nu e boală, încă, noi oricum avem un fel de boală în noi dacă nu știm să trăim sănătos. Și mă refer la diete, mă refer la elemente tehnice concrete, mă refer la un mod de a-ți așeza existența, o stare de a fi care în sine nu are elemente de sănătate. În biserică, în schimb, în logica vieții spirituale duhovnicești din biserică, care este guvernată de asceză și de experiență de cunoaștere a lui Dumnezeu în rugăciune, sănătatea șubredă sau sănătatea bază a viitoarei anormalități devine sănătate curată, devine sănătate normală. Suntem integri, suntem valizi, în sensul că putem să folosim forțele trupului nostru pentru o cauză superioară care îi dă sens în primul rând și pe aceea care ne și ferește prin normalitatea vieții de bolile care vin apoi. Asceza, rugăciunea, postul, abstinența, toate acestea nu fac altceva decât să cizeleze sănătatea și să o curețe de acest balastru nevăzut, poate, până la un punct, după aceea văzut, după aceea chinuitor, dureros, al unei stări căzute în păcat. Și din acest punct de vedere, boala atunci când vine, ea este de fapt o prietenă mai veche, care a fost tăcută mult timp și care a fost ignorată. Și după ce a fost atât de mult ignorată, începe și ea totuși să-și ceară drepturile. A crescut boala la sânul nostru fără să... O hrănim dinainte, evident. Ne gândim. Nu că am putea face altfel, dar n-am putea face altfel, dar pur și simplu șocul respectiv este de fapt direct proporțional cu cât de ancorat suntem în ideea noastră de sănătate ca libertate păcătoasă sau libertate irresponsabilă sau libertate împotriva normalului a firii noastre și asta înseamnă și împotriva lui Dumnezeu, adică viață în păcat. Dar nu este un paradox aici? Adică înțelegem cu mintea non-bisericească, să zicem, nu știu, dar o numim, să haideți să o numim lumească. Mai seculară, da. Înțelegem boala ca o înrobire, nu? Ca o limitare, pe când cu mintea bisericească, spiritualizată, o vedem ca o eliberare sau, în orice caz, în foarte mare apropiere de libertate, așa cum spuneați. E un paradox? L-am definit corect? Sau... Evident că sunt două planuri complet diferite. O lume fără Dumnezeu, o lume seculară, o lume a unui prezent în care Dumnezeu nu este invocat, care vrea plăcerea. Vrea plăcerea cu orice preț, se ancorează în plăcere, își găsește un sens, o rațiune în plăcere, deși este o iluzie, nu este un sens adevărat. Se ancorează în această plăcere care este devoratoare, pentru că nu are bază reală și de aici își construiește viziunea asupra non-plăcerii, asupra durerii. În schimb, lumea cu Dumnezeu, lumea cu Dumnezeu care este iubire și iubirea nu este plăcere, iubirea este jertfă, iubirea este sacrificiu, iubirea, la modul cel mai concret, doare. Pentru că este un sacrificiu, pentru că este o decentrare a ego-ului tău, este o ieșire din sine, este o abandonare a sinelui în fața celuilalt.
Psihologia nu este de acord cu ceea ce spun acum aia. Crede că există și o relație corectă de iubire, e o relație care te centrează pe tine foarte bine. Nu spun că nu este așa, că în momentul în care tu te corectezi pe tine prin iubire jertfelnică, tu te centrezi de fapt în fața lui Dumnezeu. Dar iubirea, tu te redescoperi. Psihologică nu e jertfelnică, poate. Da, din câte am observat, există un accent care vorbește foarte mult de o anumită stare de bine, care nu înseamnă neapărat fizică, de o iubire de sine, să spunem așa, sănătoasă. Dar iubirea de sine sănătoasă din punct de vedere al tradiției ascetice, patristice, ortodoxe, răsăritene, implică sacrificiu, ieșire din sine, abandon. Vei spune că de ce să nu mergem pe calea cealaltă? Când te uiți la rezultatul final, vezi un om împăcat, dar singur, și vezi un om jertfit sau un om care a fost răstignit și care a înviat, dar care este în comuniune, care își găsește prin suferință, prin iubirea suferindă, prin iubirea jertfelnică, își găsește sensul relațional. Primul lucru cu Dumnezeu și cu aceeași cu oamenii pe care îi iubim. Și atunci, boala în contextul acesta este o șansă, și am mai spus lucrul ăsta, deși evident că cine este în centrul unei crize poate să mă acuze de ipocrizie și îmi asum cumva lucrul acesta, dar este o șansă că Dumnezeu ne oferă prilejul de a ieși dintr-o structură teatrală, ireală, dintr-o narațiune care nu este a noastră, dintr-o viață pe care nu noi o trăim, ci idealurile fanteziste ale unei lumi perfecte și fericite, să ieșim de acolo și să intrăm în concretul lumii așa cum este ea. Atenție! O lume căzută, o lume care își caută sensul în Dumnezeu și cu greu le găsește, dar le găsește, o lume care vede iubirea în relație pneumatizată, în relație înduhovnicită, nu relație fizică, nu în dependență sau codependență de celălalt, și care folosește în cele din urmă toate elementele din viață și când e bine și când nu e bine și când nu avem durere și când avem boală sau o criză de un anumit nivel, reușește să ne readucă în planul realității. Ce este mai real? Durerea sau fericirea dintr-o zi, să spunem așa, quasi perfectă? Mai degrabă fericirea dintr-o zi quasi perfectă este plină de idealismul pe care noi l-avem asupra fericirii? Niște ștachete foarte înalte, sau mai puțin înalte, dar oricum niște ștachete pe care noi le punem artificial în ideea de fericire. Și o trăim, fericirea asta, așa cum putem în zilele noastre perfecte. Dacă există așa ceva. Și în schimb, durerea e foarte reală. Fericirea ar fi halucinantă și halucinogenă pe când durerea te trezește la realitate. Într-un anumit sens, ea este un drog. Este o formă de a fi prezent în alt nivel. Nu în sensul că nu trebuie să fim fericiți. Dar haideți să fim fericiți într-o jertfă. Să ne curățim inima. Fericiți cei curați cu inima. Fericiți cei blânzi. Fericiți veți fi că veți fi prigoniți. Prigonirea nu este un motiv de fericire. Dar fericirea aceasta într-o durere, într-o sacrificiu, într-o valori, într-o iubire sacrificială, toate acestea ne arată că fericirea sacrificială sau iubirea sacrificială sau suferința sau abandonul sau renunțarea sunt de fapt mult mai reale decât plăcerea. E o dulceață acolo, dulceața Duhului Sfânt. Dulceața Duhului Sfânt nu este dulceață ireală. De fapt, este cel mai real tip de experiență. Ontologia noastră și filozofia greacă, care a generat cumva cadrul mare, dar și ontologiile moderne și toate sistemele de gândire care vorbesc până la urmă ce este viața, ce este existența, ce este omul, toate gravitează cumva în jurul unor idei care se inspiră evident din realitate, din ceea ce avem noi ca viață concretă, dar nimeni nu are garanția unei concreteți, a unei realități, a unei concordanțe cu realitatea 100% perfectă. Dar uitați-vă la oamenii duhovnicești, la sfinții noștri, sfinții bisericii noștri, care dau mărturie de experiență duhovnicească, de dulceața Duhului Sfânt, de adierea Duhului Sfânt, de mireasma mânghietoare a Duhului Sfânt. Și să vedeți cum înțeleg ei realitatea după.
Realitatea după este de fapt o durere, ceea ce pentru ceilalți e o plăcere, pentru că de fapt e atât de ireală, e atât de parțială, ca și când ar fi. Și caz din rai, care este existența deplină, caz într-o lume căzută care îți dă resturi de realitate. Și atunci, boala aceasta, care este evident un examen pedagogic al vieții, este o șansă să revenim în cadrele unei existențe corecte pentru noi, în care sensul prezenței lui Dumnezeu, sensul relației noastre cu Dumnezeu, se văd mult mai corect. Boala te apropia cel mai mult de rai, spuneți într-un fel așa. Da, într-un fel, da. Sunt modalități de trezire. Bun. Și acum cineva ne ascultă și înțelege că boala are niște valențe aparte, poate chiar superioare stării de sănătate, așa cum spuneați, o sănătate, nu știu dacă să o numesc difuză, în orice caz egală și care nu gravitează, cum spuneam, înspre Dumnezeu. Dar în același timp pare că ne refuzăm vindecarea. Nu se întâmplă asta, nu în biserică, pentru că practicăm vindecarea. Ce fel de vindecare, Părinte? Tocmai pentru că boala nu este un scop în sine. Boala este doar acel, în limbaj modern, trigger, doar declanșator. Acel declanșator care are ca scop să mă aducă pe mine în planul realității concrete, să mă trezească. Să mă trezească la realitate. Realitatea nu înseamnă suferință, dar este acea forță care mă trezește la realitate. Realitatea vieții mele așa cum este ea. Și când zicem vindecare, încercăm să ne extragem, să ne ducem spre starea de sănătate, nu? Da, dar nu sănătatea bolnavă dinainte. Nu sănătatea bolnavă. Sănătatea corectă de după. În sensul acesta că noi nu stăm în boală. Boala este doar fulgerul care anunță furtuna de mai târziu. Noi stăm în această regăsire a noastră. Sunt oameni bolnavi care, din punct de vedere duhovnicesc, spiritual, sunt sănătoși prin boală pentru că au redescoperit viața și au schimbat mintea, adică au trăit experiența pocăinței, au revenit la Dumnezeu, au revenit într-o înțelegere blândă cu ei înșiși și cu lumea, fără să se mai judece și să-i judece și pe alții, au redescoperit iubirea, au redescoperit limitele. Omul sănătos nu știe unde sunt limitele lui și face efectiv greșeli, depășindu-și limitele își aduce boala asupra lui, dar omul bolnav își cunoaște limitele. Ce cunoaștere mai bună de sine însuți nu este aceea în care tu de fapt îți cunoști limitele. Mă gândesc acum la un exemplu, la o imagine a omului sănătos, în sensul în care faceți referință, cu un hobby excentric, absolut inutil pentru toți cei din jur și pentru societatea însăși, dar foarte bine ancorat și pătimaș pentru subiectul sănătos, spunem, față de un om bolnav de lângă el care ar vrea să poată să ajungă la o funcționalitate fie și limitată a unor gesturi de bază, să spunem. Evident, lucrurile sunt foarte simple. Un om sănătos nu are valoarea vieții. Nu știe să prețuiască viața așa cum este ea. Un om sănătos în biserică, care prin efortul ascetic al vieții în biserice trăiește sănătatea corectă, începe să prețuiască fiecare secundă așa cum este. Respirăm și nu ne gândim. Ne mișcăm și nu știm ce e aia. Dar un om paralizat își pierde mișcarea, rămâne doar cu respirația, rămâne viu în această respirație, deși devine nefuncțional fizic, și atunci își prețuiește și propria mișcare, și propria respirație, și propria gândire. Cunoști lucrurile așa cum sunt. Boala te trezește puțin la realitate. Și vindecarea esențială este să ajungi la această realitate. În momentul în care ajungi la această realitate, boala ține nu mai are un scop precis. Ea este venită în lumea noastră să ne trezească la realitate. Dacă tu faci această trezire la realitate, boala, această prietenă veche a noastră, devine o prietenă cochetă, care stă cu noi, care ne însoțește sau care alege la un moment dat chiar să ne și părăsească, pentru că nu mai găsește sensul în relație cu noi. Dar dacă rămânem vârtoșați într-o înțelegere nesacrificială a vieții, a iubirii, a sentimentelor care ne dau viață, boala rămâne, boala se agravează, boala își face de cap, ca să spun așa, până reușește să ne trezească. Să ne îmbolnăvească iremediabil. Da, dacă se poate spune așa.
Evident că este o rațiune mai presus de orice tip de discurs și de teologie și de psihologie și de cultură, să spunem așa, de antropologie, elemente antropologice contemporane. Ne închinăm acestei rațiuni care ne depășește. Oricum, văzându-ne viața și văzându-i pe bolnavi, îți dai seama că Dumnezeu e atât de bun și de blând cu noi, că ne dă de fiecare dată soluția cea mai bună. Proba la examenul pe care ne dă Dumnezeu este tot timpul acea probă pe care putem să o trecem, avem cele mai mari șanse să o trecem și arată cât de mult Dumnezeu de fapt ne iubește. Îți spune că n-are sens ce spun, știu, îmi asum, cum adică atâția copilași care suferă, atâția părinți care suferă copiilor, atâția bătrâni care suferă poate inutil, aveam poate o altă viziune asupra vieții. Haideți să ne oprim puțin. Viziunea asupra vieții, adică ce? Cât ireală este în această viziune asupra vieții pe care noi o apărăm împotriva ideii de boală? Cred că există o proptea la adresa tuturor acestor prejudecăți ale omului lumesc, să spunem, despre boală, și anume propteaua poartă numele de normalitate, ceea ce omul consideră că este normal. Dar ați pus problema, părinte Alexandru, în niște termeni foarte interesanți, mi se pare, în privința bolii și a sănătății, încă nu vindecare, să rămânem aici, și m-am gândit așa că la relația dintre boală și depresie, despre care vreau să vă întreb, că dacă noi în mod obișnuit în cazul acesta înțelegem și credem că cel mai aproape de depresie stă boala, dacă deschidem ochii bine, statistic vorbind acum în societate, în lume observăm că foarte mulți oameni sănătoși, după criteriile normalității, sunt deprimați sau depresivi. Și vreau să vă întreb de unde acest paradox sau cum să-l înțelegem în această așezare pe care ne-ați pus-o înainte, cu precizarea că face referință la depresie, evident, nu ca niște specialiști psihologi, ci ca preoți și ca cei care primesc la scaunul spovedanii sau în relația cu fiii noștri duhovnicești mărturiile unor astfel de condiții și de stări. Facem parte oarecum din procesul vindecării lor, știut fiind că depresia mai poartă și numele de achedie sau de demonul amizii, așa cum l-a numit Andrew Solomon. Depresia înseamnă cădere. O cădere a vieții ca un sistem larg în care anumite coordonate sunt sau ar fi trebuit să fie stabile. Și coordonatele acestea cad. Sensul vieții, sensul suferinței, timpul, relația cu timpul și ideea aceasta anormală de fericire. Toți trecem prin suferință. Că este un examen picat, că este o despărțire, că este o experiență a morții cuiva, că este o pierdere, să spunem, parțială sau totală a unei realități. Toate acestea sunt elemente de suferință, doar că omul contemporan nu are timp să-și trăiască suferința, nu găsește sens în această suferință și nu mai găsim sens în suferință, nu mai găsește sens în viață. Se mai adaugă elementul biochimic, un mod nenatural de a trăi care efectiv se cătuiește la nivel biochimic trupul omului de nutrienții necesari și ajungi într-un cocktail, să spunem așa, foarte periculos, care este această cădere din care omul trebuie să se ridice. Cum se ridică un om în depresie? Un om din depresie se ridică prin ceea ce este el. Omul este ființă relațională, comunională. În depresie omul nu poate să stea în relație cu alții. În realitate nici cu el. Și atunci nu mai poate să muncească, nu mai poate să sănătos fiind. Energie. Da, în general aici nu vorbim cu excepția unor dereglări metabolice sau biochimice, nu vezi alte boli. Se observă o anumită inflamație a creierului, dar în general o depresie netratată poate duce la alte boli. Dar nu vorbim de boli în sens fiziologic, în sens medical strict, ci vorbești de o cădere a vieții de pe mai multe planuri consecutiv, care duc la imposibilitatea de a munci, de a fi activ, imposibilitatea de a găsi un sens, imposibilitatea de a te vedea trăind, imposibilitatea de a relua viața de la zero sau de la un anumit punct. Aceasta este depresia, dar este de fapt o cădere. Depression, asta înseamnă în engleză și etimologic vorbind de o cădere. Noi suntem într-o lume căzută. Ce ne trebuie? Ne trebuie credință, ne trebuie răbdare,
adică o abordare corectă a timpului, suferința nu trece imediat. Te doare și vrei să treacă într-o zi, nu există. Suferințele relaționale, suferințele, despărțirile, doliul, toate acestea sunt etape care necesită foarte mult timp. Omul nu are răbdare să-și asume acest timp și intră cumva într-o cădere de sens care este depresie. Și atunci am avea poate așteptări nerealiste de la biserică, chiar atunci când dorim o vindecare miraculoasă de o secundă, de o zi, de o clipă? Minunile sunt cumplit de altfel. Sunt minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, sunt minunile acestea mari, să le spunem așa, vizibile, orbul din naștere vede, paralizatul se mișcă, copila este înviată, copila moartă este acum vie. Dar sunt și minunile mici, sau le numim minunile invizibile, care sunt de fapt această capacitare a omului de a fi într-o putere. Este un studiu al unui teolog ortodox american, David Hinshaw, care vorbește foarte mult despre modul în care, de fapt, Mântuitorul Iisus Hristos, când vindecă, îi dă omului puterea de a se vindeca. Adică le-a dat lor putere să se facă fii al lui Dumnezeu. Da, le-a dat lor puterea de a intra în starea corectă de sănătate. Și, de fapt, asta este minunea mai mare decât minunea vindecării fizice. Sper să cumva să fiu înțeles bine, în sensul că poate n-ar trebui să căutăm minunile mari. Și experiența mea de preot de caritate dinainte vede foarte clar că la un moment dat nici nu mai poți să aștepți o minune de vindecare într-un caz paliativ care nu mai poți face nimic, e clar. Dar aștepți minunea cea mică, minunea interioară. O normalizare a vieții și în contextul ăla, care vine prin credință, prin asumare, prin răbdare, prin relația cu Dumnezeu, prin vindecarea relației cu oamenii. Se împacă o familie care nu s-a împăcat niciodată prin boala unui dintre bătrâni sau unui tânăr. Ei, astea sunt minunile mici pe care biserica le dă. Noi le așteptăm pe cele mari, putem fi dezamăgiți că nu le vedem imediat, dar experiența duhovnicească, experiența pastorală arată foarte clar că Dumnezeu nu a fost niciodată absent sau niciodată nu a întârziat din săvârșirea minunilor mici. Minuni mici, nespectaculoase, dar mari. Dar foarte reale și adevărate. Părinte profesor, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, trebuie să încheiem. Vă aștept data viitoare. Și eu vă mulțumesc. Dragii noștri, aceasta a fost discuția de astăzi. Vă aștept data viitoare aici, la Cuvânt pentru Suflet. La revedere!